Salut din nou tuturor! A trecut aproape o săptămână de când am terminat al treilea ciclu și aș vrea să vă povestesc ce s-a întâmplat, cum a fost și cum am suportat efectele adverse de chimioterapie în ciclul al treilea. După cum am spus în toate filmele, ușor, ușor, reacțiile adverse încep să se simtă din ce în ce mai tare, nu mai este ca la început. Încep să simt din ce în ce mai mult, cum pe mine cel puțin mă apasă undeva în piept, în partea asta de torace aici. Asta începe în ziua a patra de chimioterapie, patra, cincea. În spital, în primele zile, nu am avut niciun efect advers, doar continui cu tratamentul, lichidele, minim 2 litri de apă pe zi pentru a putea elimina toate toxinele care se acumulează în organism. Și cam asta e tot. Încercați doar să mâncați, să nu slăbiți, nici nu exagerați. Trebuie să mențineți o greutate constantă tot timpul pe perioada de chimioterapie. Repet, greutatea mea a fost undeva între 100 și 105 kg. După ce am terminat cele 5 zile, am venit acasă, în a 6-a zi, fiind sâmbătă, m-am simțit super bine, nu am avut absolut nimica, dar ca un efect secundar, noaptea spre duminică, deci noaptea din a 6-a spre a 7-a zi, am făcut o complicație destul de serioasă, am început să fac febră, practic temperatura mea creștea din ce în ce mai mult pe timp ce trecea timpul, aveam și frisoane foarte mari și un sentiment care nu l-am avut absolut niciodată, simțeam că sunt lipsit de puteri, pur și simplu nu reușeam să stau treaz, îmi venea să adorm, pur și simplu îmi cădea capul, îmi venea să adorm instant. Drept pentru care am fost la spital și m-a internat de urgență. Ce am făcut? Am fost diagnosticat cu neutropenie febrilă. Practic, este o complicație de chimioterapie. Asta se întâmplă, faci febră, frisoane, te simți foarte, foarte obosit, nu ești în stare de absolut nimica și pentru mine, eu cel puțin m-am speriat, a fost pentru prima oară în viața mea când a fost nevoie ca cineva să mă care într-un căruț. Pur și simplu să mă duc în pat. Deci nu aveam putere să merg. Nu aveam energie absolut deloc. După ce am terminat cele 5 zile, practic, vineri am terminat, duminică am fost din nou internat. Pentru încă 5 zile mi-au dat acucalmin perfuzabil, tocmai pentru a diminua temperatura, ceea ce s-a și întâmplat. Am continuat pentru 5 zile. Dar singura chestie care s-a întâmplat a fost că am sărit tratamentul de marți. Repet, am fost internat duminică și am stat 5 zile, duminică, luni, marți, miercuri și joi. Dar marți, din cauza complicațiilor pe care le-am avut, a trebuit să sar. Nu o voi mai recupera, pur și simplu voi sări tratamentul de marți, tocmai pentru că iau antibiotic. Am luat antibiotic și starea de sănătate a fost nu prea în avantajul chimioterapiei, pur și simplu era mai bine să nu să o sar decât să fac. Temperatura mi-a scăzut instant după ce mi s-a administrat acucalminul perfuzabil, deci de la o temperatură care ajungea aproape la 39, mi-a scăzut imediat, deci în decurs de. Eu spun imediat, dar poate în decurs de o oră a scăzut temperatura înapoi la 30, sub 37 de grade, de pentru care a doua zi, fiind luni, am început să mă simt din ce în ce mai bine. Încă mai simțeam un pic oboseală, dar marți deja eram perfect normal, înapoi, cu putere, chef de viață, puteam să mănânc, să beau apă, absolut tot. Ceea ce s-a întâmplat, nu pot să-mi explic, nu am făcut absolut nimic ca ieșit din comun, doar s-a întâmplat. A început cu frisoane, după care nu am mai avut poftă de mâncare, eram foarte obosit, adormeam. Chiar dacă înainte de a avea sentimentul de a dormi, am dormit aproape 24 de ore, pentru că totuși eram obosit din spital, în spital nu reușești prea mult să dormi, dar chiar dacă eram destul de odihnit, tot îmi venea să adorm. Cam asta a fost în ciclul al treilea, după ce mi-a revenit în spital, m-am simțit destul de bine, doar efectele secundare cele mai minore au fost la fel petele pată, care încă o am aici puțin pe față, mă strânge pielea, gustul
oribil, care îți provoacă și stare de greață, partea de sus a burții, unde se află și abdomenul, aici totuși, iarăși, senzație de vomă, nu apăsați nimica, rest nimic altceva, am putut să rezist foarte bine ciclul al treilea, doar impasul pe care l-am avut. Altceva ce v-aș putea spune este că intervine și practic începe a fi din ce în ce mai puternic sensibilitatea la degete, la buricul degetelor, practic aici. Din ce în ce mai puternic, nu mai am putere să desfac capacele la sticle, am nevoie de ajutorul cuiva, iar unghiile încep să... nu știu, sper să nu cadă, simt că mă dor foarte tare, practic de unde încep a crește. Cam asta este tot, nu uitați să dați subscribe, să vă abonați la canalul meu și să vedeți exact ce se întâmplă până la final. Sper că ciclul al patrulea să fie, să-l suport. Deja sunt un pic speriat acum pentru tot ce s-a întâmplat în ciclul al treilea. Sper că în ciclul al patrulea să nu fie mai rău și să reușesc să duc la bun final tot tratamentul și totul să fie bine. Vă salut și o zi bună vă doresc!